Darius, bine te-am găsit. Ai parte de un sezon extraordinar, cel mai bun al tău chiar. Ești liderul echipei de pe primul loc, ești în topul marcatorilor, în topul pasatorilor și ești calificat la Euro. De asemenea, ai fost și votat tricolorul lunii ianuarie de către fanii naționale. Pare ideal, cum te simți? Da, bună ziua. Am un an, pot spune, din acest punct de vedere al cifrelor, un an foarte bun. Mi-am ajutat echipa cu multe goluri, pase de gol și mă bucură acest fapt că chiar în luna ianuarie am făcut un cantonament bun, am pregătit bine acolo și după ce am revenit am reușit să marchez câteva goluri și să-mi ajut echipa. Cum arată pentru tine finalul perfect de sezon? Am mai spus-o, ar fi clar să câștig campionatul și am mai spus-o să ajungem într-o semifinală de Euro. Ai două prezențe la campionate europene Under 21, ai șansa de a fi prezent și la un turneu final la seniori. Cât de importante au fost aceste două experiențe de la tineret pentru tine și pentru tot parcursul? Da, au fost foarte importante pentru că am acumulat o anumită experiență. Sunt turnee, chiar dacă la o grupă la Under 21, totuși sunt turnee finale și este presiune. Chiar în primul turneu Under 21 au fost niște momente extraordinare, acea victorie cu Anglia, calificarea în semifinală, meciul din semifinală, au fost momente frumoase pe care le-am trăit acolo. Pot spune că și în al doilea n-am avut puțină șansă, să trecem de grupe, dar am făcut niște jocuri bune cu adversari foarte buni. Cum se simte un Euro de la fața locului? Mai multă presiune, mai multă emoție? Este presiune. Clar, toată lumea era concentrată să facem rezultate bune și, din fericire pentru noi, eu spun că am făcut niște jocuri bune și niște rezultate foarte bune. Ai lucrat cu Eduard Iordănescu în 2019 la Gazmetan, în 2021 la FCSB, apoi la echipa națională. Pentru că ești unul dintre puținii care au această perspectivă, cum s-a transformat selecționerul în toată această perioadă? E ceva diferit la el față de când ai cunoscut? Sincer, nu. Nu cred că este ceva diferit. L-am cunoscut, cum ai spus și tu, la Mediaș, la fel din prima zi. Adică, îl știm, nu trebuie să-l descriem prea mult. Își dorește și muncește foarte mult pentru a-și realiza visul. În ultima oară s-a tot vorbit despre unitate, de cea mai bună atmosferă la echipa națională. Simți și tu acest lucru și care crezi că au fost factorii principali pentru situația actuală de la LOT? Cred că factorul principal a fost, nu știu, grupul. Că suntem cam aceiași jucători de la aproape, de la convocare la convocare și asta, nu știu, ne-a unit mai mult. Cu timpul normal ne-am acomodat mult mai ușor unul cu celălalt și e clar, au venit și rezultatele. Simți că această calificare poate fi doar un prim pas pentru această generație, dar și pentru fotbalul românesc în general? Trebuie să fie un prim pas. Clar, îl așteptam cu toții. Știam că, cum ai spus și tu, am avut deja două turnee finale cu Under 21. Știam că vor veni aceste generații foarte bune din spate și noi trebuie să ne continuăm treaba aceasta bună și să mai realizăm rezultate și pe viitor. O mică provocare pentru tine. Dacă ai putea împrumuta două calități de la oricare coleg de la națională, spre ce și spre cine te-ai îndrepta? Nu știu. Din Nicolae Stanciu aș lua așa asta de lider. Și din Drăgușin, nu știu, ambiția lui. Unde crezi că te va prinde startul sezonului viitor? Te gândești la asta? Nu vreau să mă gândesc deocamdată la asta. Cum am spus, am o treabă de terminat și la club și acum avem două meciuri aici. Trebuie să facem rezultate bune și să pregătim turneul final. Vreau să te mai întreb o chestie. Care ar fi cel mai drag moment trăit în preliminarii și pe care abia aștept să-l vezi din nou și să-l retrăiești pe marele ecran în filmul care va spune povestea calificării voastre? Aș spune că ar fi două starturi preliminarilor, pentru că eram toți, ok, era un start de nou de campanie și eram cumva așa, nu ne gândeam așa de departe, iar apoi clar meciul cu Israel, în care
cu toți ne-am bucurat și am trăit momente foarte frumoase. Ce vor vedea fanii naționali în acest film? Chiar îi rog să meargă la film. Clar, sunt multe faze frumoase, multe chestii, nu știu, aștept și eu să văd, sincer, cu mare nerăbdare, aștept să văd filmul.